S-a schimbat locația renumitului Expo, magazin de materiale și produse cu tot ceea ce aveți nevoie pentru casele dumneavoastră. Centrul situat vis-a-vis de liceul numărul 2 se bucură de un spațiu deschis și bine structurat pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, din care 4.000 destinați publicului și cu 20.000 de repere cu stocul de rigoare fiecărui articol în parte. Pe lângă o gamă diversificată de produse, una dintre prioritățile magazinului este serviciul de calitate, ce aproximativ 50 de angajați se află la dispoziția clienților prin consiliere de specialitate, cu scopul de a reduce timpul optim petrecut la cumpărături. Acest aspect se urmărește și prin montarea celor 6 case de marcat. Frumoasă și mare. Ai găsit cu ușurință ceea ce căutai? Da. Da. Cineva te-a îndrumat? Nu. E singura din oraș și aici am venit. E ok. Este dotat? Organizare, tot ce trebuie, curățenie nou, bineînțeles. Și spațiu, aerisit mare. Oricum, acum se organizează, nu mă pun marfă pe rafturi. Ok, ok. Mai reveniți? Oricând. Îmi place. Tot găsești la un loc. E mai degajat așa, nu e așa aglomerat. E bine. Mai reveniți? Da, bineînțeles. Dacă este să cartografiem magazinul, clienții vor observa o structură bine definită și organizată. Începând cu zona de la intrare, se găsește spațiul dedicat articolelor pentru amenajări, construcții și decorațiuni, urmat de zona de ceramică, obiecte sanitare, gresie, faianță, expunerea de parchet, ferestre și uși metalice sau de interior. Zona materialelor de construcții cuprinde o gamă diversificată de elemente de zidărie, BCA, cărămidă, ciment, bolțar, dar și gled sau mortar. De asemenea, este adresată o zonă elementelor necesare canalizării exterioare. O altă gamă nouă este cea a produselor din fier forjat. În plus, se găsesc variate sisteme de acoperișuri, plăci bituminoase, șindrilă, țiglă metalică, jgheaburi și burlane metalice, dar și produse de împrejmuiri pentru izolații, vată bazaltică sau minerală, polistiren. Pentru interior sau exterior sunt puse la dispoziția clienților lavabile. În acest sens, există și un centru de colorare în zona vopsele. Nu lipsește zona de feronerie cu uneltele de mână, instalațiile sanitare, canalizările interioare sau sistemele de încălzit. În partea din față a showroom-ului se regăsesc pe lângă electrocasnice și produsele electrice, uneltele electrice, lustre, candelabre, conductori sau centrale termice. Toate produsele cu care magazinul va întâmpinat în centrul municipiului Reghin până în prezent, plus multe alte articole, se regăsesc de luni 23 martie în noua locație vis-a-vis de liceul 2. Ca și până în prezent, transportul gratuit intră în atenție a conducerii unității. În plus, dată fiind cererea mare, noua locație oferă și un spațiu dedicat parcării, care se bucură de un număr de 40 de locuri. Este preconizat și crearea unui spațiu de joacă dedicat copiilor, conform principiilor de centre comerciale europene. Programul este de luni până vineri, de la ora 8 la ora 18, iar sâmbătă de la 8 la 14.